În după-amiaza zilei de marți, Iranul a lansat peste 200 de rachete către statul Israel. Gărzile Revoluției Islamice din Iran au recunoscut că sunt în spatele atacului și au spus că au fost lansate 400 de rachete către Israel în semn de represalii pentru uciderea liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, și a liderului Hamas, Ismail Haniyeh. Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a cerut cetățenilor să respecte instrucțiunile autorităților, să respecte alarmele și să se adăpostească în buncărele antirachete. O parte din rachete au fost interceptate de sistemele de apărare ale Israelului, dar resturi de rachete și interceptoare au căzut, provocând pagube în mod special în zonele din centrul Israelului. Până în momentul redactării acestui grupaj de informații au fost declarate zeci de victime cu grade diferite de rănire și doar o singură persoană a fost ucisă, un rezident palestinian din Neoima, lângă orașul Jerihon. Contraamiralul Daniel Hagari a încheiat o primă prezentare a situației spunând că răspunsul Israelului pentru acest atac, ce reprezintă o declarație de război, nu va întârzia. Administrația Biden a cerut Israelului reținere pentru a nu escalada și mai mult situația. După săptămâni de pregătire, forțele israeliene de apărare și-au început invazia din sudul Libanului. Unitățile forțelor speciale ale IDF au fost primele care au intrat și au pregătit terenul pentru restul trupelor IDF. Forțele UNIFIL împreună cu armata libaneză au evacuat mai multe poziții de la graniță și, conform surselor libaneze, cităm, s-au retras la 5 km nord de graniță. După ce pozițiile militare au fost evacuate, IDF a preluat controlul graniței cu Libanul. Surse americane guvernamentale spun că Israelul a fost de acord cu cererea președintelui Joe Biden ca operațiunea la sol a IDF să fie limitată ca sferă și durată. Presa israeliană și arabă contrazic afirmațiile americane, spunând că de fapt premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a urmat cererile lui Biden. Acesta a insistat săptămâna trecută ca Israelul să fie de acord cu încetarea focului de 21 de zile în Liban. Netanyahu a autorizat în schimb IDF să elimine definitiv problema Hezbollah la granița cu Israelul. Comandamentul Frontului Intern al IDF a publicat marți instrucțiuni mai stricte pentru centrul Israelului și Ierusalim după ce un bărbat israelian a suferit răni în zona capului în urma lansării de către Hezbollah a trei rachete de tip Fadi-4 spre centrul Israelului pe fondul înaintării trupelor israeliene în sudul Libanului. În urma a două atacuri teroriste soldate cu cel puțin 8 morți și 10 răniți în Tel Aviv-Jaffa, au fost emise noi restricții pentru Tel Aviv, Ierusalim și nordul Cisjordaniei, care vor rămâne în vigoare până sâmbătă după sărbătoarea de anul nou evreiesc. Aceasta presupune ca școlile și locurile de muncă să fie deschise numai dacă în apropiere se află un adăpost antirachetă, iar adunările vor fi limitate la 30 de persoane în aer liber și 300 de persoane în interior. Festivitățile de Rosh Hashanah, adică anul nou evreiesc, care încep de azi, vor fi anulate sau mutate în locații mai sigure. De mai multe zile, Israelul se așteaptă la un atac masiv cu rachete din partea Iranului. Centrul medical Sheba, de lângă Tel Aviv, a intrat în subteran pentru a menține serviciile în siguranță și operaționale. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut adunării generale a Națiunilor Unite să invoce utilizarea forței, făcând referire la o rezoluție adoptată în 1950, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu poate opri atacurile Israelului în Gaza și Liban, a informat presa turcă. Adunarea generală a ONU ar trebui să implementeze rapid autoritatea de a recomanda folosirea forței, așa cum a făcut cu rezoluția din 1950 denumită Unirea pentru Pace, în cazul în care Consiliul de Securitate nu poate demonstra voința necesară, a spus Erdogan în urma reuniunii cabinetului de la Ankara. Rezoluția din 1950 permite adunării generale a ONU să intervină dacă neînțelegerile dintre cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, îi împiedică să mențină pacea globală. Erdogan și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de acțiune din partea națiunilor musulmane. El i-a îndemnat să adopte măsuri economice, diplomatice și politice pentru a forța Israelul să accepte o încetare a focului. De asemenea, Rusia a cerut Israelului să se retragă din Liban.